Un bărbat care lucra pe șantierul podului peste Dunăre de la Brăila a murit după ce a fost strivit de mai multe țevi PVC. Accidentul a avut loc în această dimineață în jurul orei 9. Potrivit primelor informații, muncitorul de 51 de ani ajuta la descărcarea țevilor dintr-un tir când brusc acestea s-au desprins din sistemul de prindere și au căzut peste el, scrie mediafax.ro. Bărbatul a murit pe loc. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări să vadă dacă a fost vorba despre o eroare umană sau o defecțiune tehnică. Totodată, cazul va ajunge pe masa inspectorilor de muncă. Lucrările la podul care va lega Moldova și Muntenia de Dobrogea au început în decembrie 2018. Va fi cel mai scump pod din istoria țării noastre, costă numai puțin de 500 de milioane de euro. Proiectul presupune amenajarea în total a 23 de kilometri, dintre care 17 vor fi pe teritoriul județului Tulcea. Este vorba despre viaducte, drumuri de legătură, intersecții giratorii plus 33 de poduri, podețe și pasaje. Podul peste Dunăre va avea 2 kilometri și va fi inaugurat în 2021.